Pa! Eu zic să ne apucăm de treabă până nu se dezgheață frigiderul lui Gelu. Și după cum bine întrebam la începutul întâlnirii, doamna Raluca ne-ai dat la operație. Cum a fost, ce a fost în capul tău când ne-ai pus pe masă această carte? Bine, eu am pus-o, e adevărat, dar... Exact, deci nu fii victimă, nu arde victimă. Cine v-a pus să-l votați pe Iohannis, știi cum e? De ce ne-ai pus să-l votăm pe Iohannis? Cine v-a pus să mă ascultați? Dar cine m-a pus pe mine să te ascult pe tine? Eu am citit Ministerul Fericirii prima oară, prima carte. Ministerul Fericirii, cum e? Ministerul Fericirii Supreme. Supreme. Da, Supreme. E Ministerul Fericirii Supreme și știu că pe aia mi-ai și recomandat-o prima oară, când tot căutam noi teme de discuție la podcast, de parcă n-am avea destule. Problema este că Ministerul Fericirii Supreme în România a fost publicat în urmă cu niște ani și nu se mai găsește în librării. Și criteriul după care am ales the next best thing este faptul că oamenii trebuia să aibă acces la... Dar cine a publicat? Ce editură a publicat-o pe asta? Humanitas. Ah, și Humanitas-ul nu are și pe aia altă? Ba da. Am căutat-o eu după ce am citit cartea asta și mi-a plăcut foarte tare. Am căutat-o și pe cealaltă și am găsit-o la Humanitas. Mm-hmm. Noi când am vrut... Este în tiraj mic. Asta a fost problema. Mai sunt câteva exemplare răspândite pe aici pe acolo, știi? Deci tirajul inițial s-a epuizat și se pare că n-au scos un tiraj nou. Deci asta cu Ministerul Fericirii Supreme ar fi fost la noroc așa pentru Book Club. Dar am ales Dumnezeu lucrurilor mărunte pentru că era mult mai accesibilă și nu-mi pare rău. Bine, nu prea ai cum. Adică, da, mă rog, cred că n-ai cum să-ți pare rău. Eu am găsit-o pe doamna Roy dintr-o super întâmplare, căutând niște chestii politice, niște articole politice despre Snowden. Ea a fost în vizită la Snowden în Rusia în 2014 împreună cu, o să râdeți, John Cusack, care este un mega activist, deci în ciuda faptului că joacă în filme penibile, gen 2012 și alte prostioare de astea. Deci omul are o retentă politică foarte interesantă și e implicat în toată zona asta de libertatea presei, cenzură, Assange, Snowden, whistleblower. Deci, ca de obicei, toată chestia are o... La mine vine din zona asta jurnalistică și am hârcâit eu pe acolo, nu știu cum am căutat, ce am dat de niște interviuri pe care le-au făcut Arundhati Roy cu Cusack, cu Snowden în Moscova, prin 2015-16, ceva de genul ăsta. De-abia ajunsese omul acolo, se pitise și am zis, bă, cine e asta, frățioare? Adică pentru că are o putere de a sintetiza niște concepte foarte puternice, apropo de, din nou, de libertatea presei, de cine suntem noi, discriminare, statul opresiv, ce ar trebui să facem noi ca să nu ne calce ăștia în picioare, feminism, dar feminism nu într-o formă ridicolă și asta foarte cu pene și cu roz și așa. Lift to everyone a zis salut și aici pentru cine nu apucă de treaba ta acolo și nu pot că mă bruiez. Deci mă bruiez cumplit. Doamne, deci știți cum e ca gaița care vede că e strălucitor. A strălucit, țac, și a sărit. Înțeles, poate băgai acolo o promoție, câștigam ceva dacă răzuiam. Nu să ratez o astfel. Să dau un everyone but Raluca. Exact. Nu mai băgat astea. Și după care am dat de... m-am apucat să caut cine e această femeie spectaculoasă și am constatat că femeia e o doamnă pe lista neagră a lui Modi și a guvernului indian de natură nazistă, aș putea spune chiar. Adică ei sunt... o extremă dreapta strașnică și adevărată, deci foarte curată. Faptul că de acolo provine svastica mi se pare așa o ironie foarte, foarte fină. Și am dat de Ministerul Fericirii Supreme, care este o carte incredibilă și care tratează
problema m-am prostit, mă, Cașmir, așa, Cașmir vreau să zic, Cașmirului, din nou aceste probleme culturale, religioase, daliții, care sunt castele, bineînțeles, discutăm despre caste foarte mult, despre limbă, și asta joacă foarte, foarte frumos în această carte, ca și în, în Dumnezeul lucrurilor mărunte, se joacă foarte frumos cu limba, adică croșetează o nouă limbă, inventează niște, niște concepte și niște istorii fabuloase, și m-am dus mai departe, m-am mai dus și în Azadi. Azadi înseamnă libertate, este un, e o culegere de, de eseuri politice, tot îi dădeam lui Liv la un moment dat, băi, uite ce a zis asta, hai să ne uităm și aici, să discutăm neapărat despre ea, pentru că femeia este incredibilă, adică cartea asta în sine nu poate fi tratată separat de autorul ei. Ea este o, nu putea să scrie nimeni altcineva decât ea această carte. Este, ea este o creștină născută în, născută în Kerala, din mamă, mi se pare că siriancă, creștină siriancă, și are un bagaj de cunoștințe și e trecută prin niște experiențe personale și educaționale care au transformat-o în ceva, în acest, în acest autor fabulos, care atinge niște, atinge niște subiecte extrem de greu de dus, dar care sunt foarte reale. Adică asta vă pot spune, pentru că am fost în India și am văzut oroarea. Nu știu câți dintre voi ați apucat să mergeți. Păi, trebuie să mărturisesc că sunt din aia care nu doar că n-a fost în India. Dar nici nu vrei. Nici nu vreau să mă duc. Mie mi-o, mi-e frică de sărăcie, dar mi-e o frică de aia așa, cum să zic, somatizez, sunt like, efectiv nu pot să iau în calcul gândul că aș putea să mă duc vreodată în India. Știu că pierd și știu cât pierd. Da, da, nu știu ce să zic, adică aici depinde exact ce spui tu de ficat, dacă ai... Da. E ok, dar dacă n-ai, da. N-am luat medicamentul potrivit. Mă uitam, eu Adina, te super dacă te pun pe mute, că se aude Tudorică sau cineva. Mamă. Și îți deschizi tu când vrei să vorbești, da? Ca să... așa. Eu recomand pentru Book Club foarte, foarte, foarte rar cărți pe care nu le-am citit înainte. Pe asta n-am citit-o înainte, dar am mers pe mâna ta. Cred că de-aia te-am și chemat la Book Club ca să te fac de rușine. Și, tot, și tot pentru prima oară am ales să citesc mai întâi cartea și după aia să mă duc spre scriitoare și să văd care-i treaba cu dumnea ei. Repet, mi-a dat la operație, adică a fost ceva... La început am fost așa, mai cu jumătate de gură, da, mă rog, o indiancă scrie, de ce ne spunea de la început că a murit copilul ăla, ok, băi, și întorceam pagină, 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 pagină și eram like, what the fuck, deci ce e aici, ce avem aici? Nu vreau să vorbesc eu prima. Hai să vedem cine a citit cartea și ce impresiv a lăsat Dumnezeul lucrurilor mărunte și după aia ne mai întoarcem în discuția asta pe rând. Eu mă întorc în 10 secunde că nu găsește copilul cutia metalică. Deci, i-am zis unde e, nu înțelege. Deci trebuie să dăm cuvântul cuiva, ia să vedem cine se oferă. Mă ofer eu. Că... Adina, gata. Hai, Adina. Mă ofer eu că este foarte proaspăt și pentru că nu s-a așezat, nu o să știu să vă spun foarte multe lucruri. Și să termin repede. Mi-a plăcut atât de tare, cum nu mi-a mai plăcut o carte de mult timp, dar de foarte mult timp. Și mie cum îmi place mereu să citesc ceva nou și sunt foarte puține cărți pe care le-aș reciti, pe asta pot să spun cu mâna pe inimă că aș reciti-o, pentru că cu siguranță aș mai avea chestii pe care să le învăț și pe care să le interpretez altfel. Mi-a plăcut la nebunie. Pe la jumătatea cărții m-am oprit ca să pornesc și eu puțin pe urmele scriitoarei și să-mi dau seama care-i treaba cu ea, pentru că
la ultimele cărți citite am început să fac chestia asta, că se schimbă cumva perspectiva în capul meu și mi se pare că îmi îmbogățesc puțin lectura. Și mi-a plăcut, am văzut un interviu foarte mișto cu ea, în care zicea că una dintre ambițiile ei ca scriitoare este să... Este simplă, spunea ea. Oricum este o persoană foarte simplă și foarte faină, care are foarte multe lucruri de spus și de împărtășit. Și spunea că, ca să mă întorc, una dintre ambițiile ei este să scrie cu aceeași intimitate despre violență cu care scrie și despre iubire. Adică chestia asta se vede atât de clar în cartea ei, totul este atât de bine detaliat și are o scritură atât de frumoasă și de aparte. În timp ce citeam, îmi doream ca eu să scriu ca ea. Mi se părea că e, wow, nu știu, absolut minunată. Mi-am notat o grămadă de lucruri. M-am întors la o grămadă de lucruri. Mi s-au părut fascinanți gemenii ăia și plini de imaginație și de atâta bucurie de trăit și în contradicție cu ceea ce sunt ei și cu inocența aia pe care o pierd. Toate lucrurile urâte care se întâmplă și despre care, da, ea scrie cu atâta intimitate și așa de multă frumusețe și cu insectele alea și cu fluturii și molile care rămân doar praf în urma lor ca și sugestie pentru tot ce înseamnă cartea asta și pentru lucrurile astea care se duc naibii și pentru toată frumusețea. Și după cum spuneam, abia am terminat-o și deși sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le spun, nu știu, îmi simt așa... ce carte! Mi-a plăcut că zicea și că are meseria asta ca bază arhitect, este arhitect, și că felul în care s-a gândit ea să construiască cartea, a zis că nu a contat nimic, ce crede lumea, cum crede lumea, ci doar ea și lumea ei, și spunea că personajele practic au vizitat-o și că au început să locuiască cu ea în cap și că se temea doar să iasă în lume și să zică lumea că e o nebună și că să o interneze pe undeva că ceva nu e în regulă cu ea. Dar chiar asta e senzația când citești, adică toate personajele alea, fie că sunt principale, fie că sunt secundare, au o viață fantastică, sunt descrise absolut incredibil. Copiii ăia inventează nume fantastice pentru personaje. M-a șocat și nu m-a șocat, pentru că dintr-o carte care este atât de bogată și în istorie și în toate lucrurile astea care se traumele astea și la nivel emoțional, social, politic și tot ce se întâmplă, adică cumva cunoscând-o și prin interviuri, nu m-a mai mirat nimic, doar mi-am luat ce avea de dăruit și m-am bucurat de ce avea de dăruit. Dar totuși când am ajuns la scena aia cu omul oranjadă portocală, cel de la film, și cu ce s-a întâmplat acolo cu Esta, cu unul dintre gemeni, m-am gândit că da, e adevărat, adică poți să construiești violența cu aceeași intimitate și să dai frumusețe și unor rânduri care... în esență înseamnă ceva urât și ceva ce nu ar trebui să se întâmple, ceva ce nu este etic, dar... poți să scoți și din rândurile alea ceva absolut fantastic care să însemne mult mai mult decât ce citești acolo. Și totul este plin de sens, adică nimic nu este scris la întâmplare, totul este bine gândit, chiar este construit totul ca un oraș în care fiecare lucru este gândit în detaliu, este redat în detaliu și îți creează așa o lume absolut incredibilă. Iar trecerile astea, că trece de la trecut, la prezent, iar la viitor, iar se întoarce. Ea zicea că haosul ăsta este foarte bine gândit. Nu m-am pierdut, nu m-am simțit deloc pierdută. Mi-a plăcut să mă întoarcă, să mă ducă înapoi, să mă ducă mai departe. Mi se pare absolut incredibilă. Sunt convinsă că pe parcursul discuției ăsteia o să revin cu alte lucruri pe care mi-au mai plăcut, dar deocamdată le mai las să se așeze, pentru că m-am aruncat să vorbesc prima din entuziasm, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc, Raluca, deci pe asta o pun la inimă. Ți-am spus că mi-am comandat-o și pe cealaltă și da, deci sunt convinsă că o să recitesc. Da, mami, sunt convinsă că o să recitesc. O să revin. O să revin și pe parcurs. Mulțumesc! Super, mersi! Cu plăcere, ce să zic? Bun. Cine a mai citit? Ia să vedem. Și jumate, și începutul, și ceva, orice.
Nimeni. Ce tare, o să fie. Ei, ca să nu pară că suntem chiar așa necitite, eu am scris-o, dar eu n-am darul vorbirii. Și eu pot să zic doar atât că mi-a plăcut cel mai mult din toate cărțile de până acum de recomandată pentru întâlnirile astea online. Dar nu mă pricep la vorbă, dar de citit am citit-o. Și acum le caut și pe celelalte. Super. Excelent. Vezi, băi, Liv, mergi pe mâna mea. Gata, de acum tu faci recomandările de carte la Book Club ca să simți presiunea, să vezi cum e. Bine, frate, gata. Mă bag. Ia, și-a deschis Corina video, vrea să spună ceva. Sau nu? Nu știu. Ai greșit. Nu apărat, dar aș fie. Eu n-am apucat să o termin. Mai am un pic din ea. Nu știu ce să zic. În afară de faptul că mi-a plăcut mult, pe mine m-a lăsat până în momentul de față cu un sentiment din ăsta de tristețe, o melancolie, o depresie, o bucurie, nu știu cum să zic. Un amestec din ăsta care presează, nu poți să ies din ea încă. Am pățit cu foarte puține cărți să nu poți să ies din atmosfera lor decât foarte târziu, când se mai duce prin meandrele memoriei și nu mai știu eu despre ce era vorba foarte bine. Dar și când ies pe afară și mă plimb, am senzația că sunt în carte. Tot aștept să-mi văd lucruri din carte. A fost super marcant. M-a uimit la modul plăcut, pentru că mie îmi place poezia. Felul ăsta suav, blând, poetic în care scrie ea, așa cum v-am perceput-o, are niște subtilități și niște feluri de a vedea sau de a te face să vezi lucrurile pe care le-am găsit rar până acum. Și totuși nu știu cum să zic, am simțit și duritate în spatele cuvintelor. A fost un paradox continuu cartea. A fost când o mângâiere pe creștet, când una după ce a făcut, cam așa. Mi-au plăcut... A dat cu tine de toți pereți, asta vrei să spui. Fix, da. De pereți, de stâlpi, de autobuze, deci astea. Eu vreau să termin zilele astea. Nu, mai am ceva din ea, nu știu, vreo 50 de pagini, cred că mai am din ea și n-am apucat să termin. Ce mi s-a părut foarte mișto, așa, din partea de construcție, e diversitatea personajelor. Felul în care sunt așa de bine individualizate, fiecare personaj în parte, cu caracteristicile lui și atât de diferite, fără să simți efortul ăla de construcție, cum și le-a gândit. Și da, se simte, sau nu știu dacă se simte, dar și eu după ce am văzut că e arhitectă, exact la asta m-am gândit, că se vede în mintea de arhitect cum le pune și le așează și le... și te plimbă. Și știi de ce mi-a adus aminte? Mi-a adus aminte de Inception. Ah, ok. De arhitecta care construiește, pe care o iau ei și construiește visurile, știi? Visele. Așa cumva mi-am imaginat-o pe ea. Zi, scuze. Nu, am zis, tu ai zis visele și tu ai zis visele și am zis visele, că na, trebuie să fac și... Da. Avem și moment artistic, evident. Ce mi se pare mie spectaculos la cartea asta este faptul că e un roman de debut. Nu știu dacă... Da, măi! Da. Este da. Un roman de debut care a luat niște ani să fie scris. Eu acum bag niște din astea de școala de scris, știi? Să avem răbdare, avem nevoie să construim, putem din prima, dar trebuie să avem grijă la structură și la alte lucruri. Care sunt șansele să scrii în halul ăsta un roman de debut, doamna Raluca Fehe? Te-am zis și doamna, ai și microfonul închis, trebuie să... Da, așa că tot ziceam, pe mine mă întreb în bușea râsul, eu care... Ce aș putea să zic eu despre asta? Tot babă ratată. Deci mi-am ratat debutul. Știi?
dacă ar fi să o așa. Băi, nu, e un talent extraordinar. Femeia, în timpul facultății, din ce mai citisem eu despre ea, a făcut scenariul unui film care a și câștigat premiu pentru nu știu ce tineri indieni, o asiatico, o dracu să ia. Deci oricum avea veleități în zona asta și era, se manifesta. Adică școala de arhitectură mie mi se pare cumva că este exact ca la oamenii ăștia da vincieni, știi, care au un milion de talente și permite să fac și arhitectură. Mâine probabil se poate apuca de pian să învețe în 6 minute să facă ceva ce pentru alt om înseamnă o viață de studiu și de practică. E pur și simplu un talent extraordinar. N-ai cum să te bați cu așa ceva. Mie mi se pare exact ce spuneau fetele, că e atât de delicată și în același timp reușește să nu fie niciun cuvânt în plus, să nu fie nicio metaforă forțată, să nu simți niciodată că se chinuie. A stat acolo cineva și a făcut o salată băf de aia în care a zis, mai pune și niște țelină. Nu trebuie să pui țelină, las-o așa cum e, pe simplitate, și hai să rămânem în lucrul ăsta pe care un om, orice om le recunoaște, că nu este nevoie să știi India ca să înțelegi după cartea asta India. Exact, nu, asta voiam să zic eu acum, că inclusiv felul în care reușește să scoată la suprafață o cultură cu care nu suntem neapărat familiarizați, adică să mă ierte Dumnezeu, în afară de filmele de la Bollywood la care mă ducea mama când eram mică, la cinematograf, cam cât știu despre cultura indiană? Da, nu prea cred că știi. Vorbim noi altă dată de mai trei de Eliade de astea, dar acum ne referim la India asta profundă, reală, cotidiană, dacă vrei. Și în ciuda faptului că, nu știu, cineva a menționat personajele, sunt multe, dar n-am simțit că fac un efort să le identific, uh-huh, sau să le urmăresc sau să vin atât de natural și se construiesc atât de natural relațiile dintre ele, inclusiv în zona asta poetică pe care o menționa Corina mai devreme, încât efectiv nu am simțit nevoia să mă opresc și să zic cine naiba era ăsta și cu cine era, dar care-i treaba cu el. Curge efectiv toată povestea asta fix așa ca râul ăla din roman, când liniștită, când profundă, când adâncă, nu știu, când vine primăvara și e cam nașpa că s-a învolburat și nu e bine să fii pe acolo. Cam așa e și povestea asta. E o combinație, dacă vreți, de arhitectură cu naturalism până la un punct, care face lucrurile să se combine, să se îmbine, să se așeze exact acolo unde trebuie. Băi, a fost spectaculos. Iar acest Dumnezeu al lucrurilor mărunte, pus într-o carte în care totul e construit din lucruri mărunte, mi se pare greu de atins, într-adevăr, dacă n-ai, în afară de foarte mult studiu și de foarte multă răbdare și de foarte multă grijă, dacă nu ai acel ceva care să-ți dea voie să scoți lucrurile astea din tine, pentru că mai e vorba și despre asta. Zicea Adina mai devreme că ea a mărturisit că a ajuns să trăiască cu personajele ei și să nuiază pe stradă de teamă că ar putea fi trimisă la nebuni. Îți trebuie mult curaj să lași totuși personajele alea să iasă din capul tău și să se așeze în felul ăsta într-o poveste ca asta. Uite, în ăsta, în Ministerul Fericirii Supreme, poate pentru că ăla a fost prima carte și atunci normal că am avut o altă relație cu Dumnezeu decât cu Ministerul, la mine cu Ministerul. La fel este sunt o știre de personaje. Fiecare face nu știu ce, la un moment dat se întrepătrund, se destrepătrund, apare ăla, se duce așa, adică la fel e o plimbare în timp uriașă, pe zeci de ani. Te-ai dus acolo, te-ai întors, nu mai știi cine vorbește, dar de fapt știi, totdeauna știi, ești, nu ești dezorientat niciodată, ești surprins că ai deschis o ușă și ușa aia te-a întors în 5-6, dar nu ești, adică e cumva foarte clar ce vrea să construiască, dar nu de la început, dar că ea construiește. Nu este o, nu aruncă ingrediente doar așa ca să n-am pus comuniștii. Să punem și comuniștii. N-am pus lupta cu între musulman și hindu.
să punem și asta. Nu, toate mațele astea ale realității indiene, acesta este un roman semi-autobiografic, cel Dumnezeul lucrurilor mărunte. Ăsta la altul, la fel ministerul, la fel are super trimiteri la biografia lui Arundhati Roy. Și e clar că există un fir roșu care leagă cele două povești, pentru că de fapt sunt despre ea, despre prietenii ei, despre familia ea, despre colegii ei, despre tot ce se întâmplă în India. Despre un context social care permite... Un context social prezentat mincinos și disneyficat, să zicem, de ceea ce ni se întâmplă nouă în ultimii 60 de ani, 70 de ani, în realitate prezentată de presă, care nu are nicio legătură cu viața. Deci noi trăim într-o uriașă minciună care este pompată prin televizoare și prin radiouri, de faptul că oamenii mărunți și viețile astea mărunte sunt călcate în picioare de sisteme totalitare. Și de fapt despre asta este vorba în toate cărțile ei, despre lupta cu sisteme totalitare pe care o practică inclusiv niște oameni atunci când își cumpără țigări. Tot o formă de conflict social e. Deci totul acolo este un conflict. Nu există pace decât probabil în scurtele momente de amor, dar nici atunci, pentru că iată că intervin sistemele astea de castă, care sunt și la noi, absolut. Adică și noi avem caste. Mie când eram mică mi se spunea, băi, nu ieși cu țiganul de la bloc, că n-ai voie să te joci cu copiii lui ăla care era mai puțin, părinții erau mai puțin școliți decât erau ai mei. Exista un sistem de stratificare de asta foarte clar, chiar dacă noi ne dădeam că suntem comuniști și de la o parte că suntem cu toții egal, pe dracu, nu era nimeni egal acolo. Și era educat de acasă să îți găsești... cum se spune, echivalentul în biblioteca ăluia sau ce mănâncă. Lucrurile astea continuă să existe și să fie practicate, dar numai că noi nu le mai băgăm în seamă. S-a măritat cu un doctor, s-a scos, dacă s-a măritat cu un sudor, era nașpa. Deci lucrurile astea, cred că nu, pur și simplu nu le realizăm. La ei sunt atât de... bine definite și sunt niște șanțuri de-astea de mari, de adânci de apărare săpate în jurul castelor și sistemului de caste, încât pur și simplu nici nu-ți pui problema când ești un dalit să ajungi undeva. Nu știu dacă știți chestia asta. Iar ea are capacitatea de a le scoate la suprafață cu atâta exact. Uite, îmi vine în cap acum o scenă, efectiv m-am oprit la aia și zis, the fuck, nu mi-ar fi trecut prin cap asta niciodată. Când stau foarte prost cu numele, aș vrea să pot să-mi amintesc cum naiba-l chema pe domnul, dar nu mai știu. Veluta? Taxu. Fratesu? Taxu lui Veluta. Taxu ăla cu ochiul de sticlă. Ui mei, chiar tu l-am reținut la nume, cu vui și cu dar nu mai țin minte cum îl cheamă. În fine, când se duce la bătrână să-i povestească cum i-a văzut pe ăștia doi trecând cu barca și făcând nefăcute, și e o secvență acolo de fix jucătate de rând, cred că, sau ceva de genul, în care baba furioasă îl împinge pe ăsta în noroi, afară plouă, nu știu ce, și asta îi face un brânci și îl împinge pe ăsta în noroi pe jos și începe să strige la el. Și ăsta este șocat că l-a atins. Că l-a atins pentru că... Exact, că ei sunt tangibile și intangibile. Parte din castă, parte din atributul de a fi un paria este faptul că primește această zonă de intangibilitate fizică pe care nimeni nu poate să ți-o îngrădească. Adică tu știi că oricât de nasol ai face, nu te bate nimeni, că n-are voie să te atingă la ei. Da, și omul foarte senin că el se duce să dea o veste foarte nasoală și că nu o să-i se întâmple nimic și se trezește aruncat în noroi de o babă nebună, fără să-i fi trecut prin cap că ar fi putut cumva să-l atingă. Și aia a fost shocking și pentru mine. Știi că citeam și a fost like, frate, deci ăștia trăiesc în acest glob de sticlă, sunt la adăpost, mă rog, sunt cumva detașați fizic de restul și un moment din ăsta, efectiv, îți rupe filmul. It's like, what the fuck happened? Da, foarte mișto.
Tot din zona asta mai era chestia asta cu Veluta și cu tipa, cum o cheamă? Amu. Amu. Da. Știi că ei când erau mici, el îi făcea tot felul de chestii din lemn să îi le dăruiască, îi întindea mâna pentru ca ea să le ia de la el fără ca să-l atingă. El intangibil, ea tangibilă. Și mi-a plăcut foarte mult momentul în care el se juca cu Rahel. Când, în momentul scenei, când a venit Sophie Moll din Anglia ca să cunoască familia din India și a descris chestia ca pe o scenă de teatru. Era piesa, atunci se întâmpla piesa, toată lumea se prefăcea kind of, ca totul să fie bine și frumos. Și în momentul în care Veluta se uită, jucându-se cu fiica ei, cu Rahel, se uită la Amu, în momentul ăla are conștientizarea că ea dintr-o dată nu este doar mama lor, este o femeie frumoasă și dintr-o dată nu mai este femeia că față de care se raportează cum că i-ar întinde mâna ca ea să ia ceva. Acum poate să o atingă și ea se lasă atinsă, se poate lăsa atinsă, știi? Și e trecerea asta de la... Adică intangibilii devin tangibili și invers. Adică nu invers, doar toată lumea devine tangibilă în momentul ăla. Da, foarte fain. Da, toate convențiile se anulează. E un soi de joc din ăsta de oglinzi, știi? În care când pică toate măștile, când se ridică toate, când te uiți în stânga, dar de fapt e în dreapta, what the fuck is Twin Peaks? Ce naiba a fost acolo? Da. A fost fucking amazing. Să afli deznodământul din pagina 3 sau nu știu, foarte la început. Da, la început, da. După aia să stai să cauți în toată cartea, bă, dar ce naiba s-a întâmplat? Știi, pentru că are, cum o cheamă, Margaret Atwood, chestia asta cu, ne explică cum să citești o carte, știi? Și zice, citești o carte din 3 puncte de vedere. Te întreb ce s-a întâmplat, te întreb cum s-a întâmplat și te întreb de ce s-a întâmplat. Și practic ea îți dă din primul capitol, îți dă ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat, dar nu-ți dă nicio secundă cum s-a întâmplat. Și tu stai și cauți ca prostul, vorba vine, dar prostul între ghilimele, pagină cu pagină cu pagină și culmea e, adică ce m-a șocat este că în mod normal genul ăsta de joacă, la nivel tehnic, m-ar fi frustrat foarte tare. Și totuși nu m-am simțit frustrată nicio secundă, pentru că reușește să umple așteptarea asta și căutarea asta cu niște detalii pe care nu le cunoști. Cu niște bijuterii stilistice, adică dincolo de detalii și dincolo de acțiune și dincolo de lumea asta despre care vorbea și Raluca, dincolo de contextul social, politic, dincolo de oamenii din carte, are maestria asta. Deci o umple de poezie, vorba Corinei, fără să o ducă în sirop. Celălalt lucru care mă scoate din minte. Știi? Și e așa ca o hartă. Exact așa citești cartea asta. Ca pe o hartă în care iei indicii și pui la loc ca un joc de strategie. World of Warcraft sau ce naiba se mai joacă copiii ăștia acum. În care mai dezvolui cât un layer, mai dezvolui cât un layer, mai dezvolui cât un layer și te duci așa profund în toată povestea asta, boss, e amazing. Gata, Doamne, cât am vorbit, iar am vorbit mult. Și am adus aici pe Raluca să vorbească ea. Prima să vorbesc eu, gata, eu mi-am zis părerea la revedere, ce vreți să mă zic? Putem să plecăm acasă. Ești de vină, că de la tine ne-am luat și de la pasiunea ta pentru... istorie și pentru Snowden și acum mă duc în altă, că m-am mai inflamat zilele astea o țură și ți-am și scris. Cum se împacă asta? Pentru că până la urmă e o carte scrisă de o femeie, nu-i așa? Ce naiba ne facem noi cu toate prejudecățile astea care zic că femeile nu sunt interesate de istorie? Am citit zilele trecute, trebuie să spun asta. Deci trebuie să o scot din mine, că nu mai pot. Zilele trecute pe pagina de Facebook a unei doamne care activează în zona asta de parenting, era o, nu de Facebook, de Instagram, era o postare de asta foarte, foarte lungă în care vorbea despre cum fetele, whatever,
Nu sunt interesată de istorie. Bine că nu e Roxana online, scrie Ioana. Chiar că bine, dar las că vorbesc eu cu ea separat. Nu sunt pasionată de istorie și cum doamnele se duc acasă obosite și adorm în timp ce iubiții lor se uită la Discovery Channel și că practic nu suntem echipate pentru genul ăsta de informație. Și atâta mi-a trebuit că mi-a explodat creierul instantaneu și am scris Raluca, trebuie să facem o discuție despre asta. Alu, doamna aia ai scris? Adică ai întrebat-o? Dragă doamnă, deci nu, așa, cam cum stă treaba? E o altă discuție, dar m-a încertat cu Ancuța pe tema asta, care mi-a zis scrie și am zis nu pot să-i scriu, că I don't do that, dar o să fac asta la mine, nu la ea. Pe... Nu-i scrie, înregistrează un mesaj de la așa, ca vadă, la telefon, atâta, o suni. Să considerăm răspuns. Și păi zici, Titu, ce ai făcut, deci gata. De ce... De ce reușește Arundhati Roy să atace niște teme atât de, nici nu vine să le zic masculine, că e foarte greșit, atât de sensibile și reușește să-și asume un rol atât de important, pentru că e mult mai mult decât o scriitoare. Ea e, cum ai zis tu, e o activistă, e o prezență civică, e o... femeie care schimbă mentalități, e... Mă, care încearcă, adică ea este băgată tot felul de ONG-uri, e comunistă, e super comunistă, știi? Suntem noi aici și vorbim despre asta. Da, da. Femeia este băgată în toate ONG-urile astea, adică a și scris niște eseuri despre ce s-a întâmplat, de exemplu, cu COVID-ul, când a pocnit COVID-ul în februarie-martie 2020, la ei s-a mers până prin 20 martie în India, s-a spus că nu există COVID. Până în 23 martie nu există. Mi-aduc aminte că erau niște imagini, băi, groaznice, cu sute de mii de morți pe acoperișuri, pe nu știu pe unde. Asta a fost... Cum? Scuze că s-a auzit ceva. Știam că mi-aduc aminte de perioada aia și de imaginile pe care le vedeam la televizor, că treaba asta cu nu există COVID a avut niște urmări dezastruoase. A avut niște urmări catastrofale, pentru că pur și simplu ăștia au închis țara. Pe 23 a ieșit prim-ministrul lor, Modi ăsta, care este hindu și este practic un asasin. Adică de mâna lui, implicit la ordinul lui, au murit... zeci de mii de musulmani. Acolo este un război între hindu și musulmani și, bineînțeles, alte milioane de secte religioase de care nu se vorbește, bineînțeles, pentru că domnul Modi este prieten cu toți băieții din America aia meseriașii și toată lumea are nevoie de India, care are arme nucleare și, mă rog, e o discuție de geopolitică pe care nu cred că sunt capabilă să o duc, dar... În orice caz, povestea asta din eseul lui Arundhati Roy era despre decizia comunicată prin televizor și pe de-astea, pe gigafoane, cum se zice, megafoane, pe străzi, gata băieți, practic noi am închis țara, pa, voi ăștia care aveți servicii și nu puteți să mai mergeți la serviciu că noi am închis țara. Așa, acolo există o migrație internă uriașă, la un subcontinent, au ajuns numărul 1 ca populație, i-au depășit pe chinezi de câteva zile, de o săptămână, două săptămâni, nu știu exact de când. Și oricum se presupunea că i-au depășit de mai mult timp, pentru că acolo nu există statistici, nu există, se naște și tu poți să nu fii înregistrat toată viața, că nu o să vină nimeni să te caute pe tine dacă... ești băgat pe undeva și cineva cont de tine. Și revenind la bucata asta, li s-a spus acestor muncitori care veniseră să muncească în marile centre industriale sau miniere sau agricole, care sunt marile orașe, unde sunt zeci de milioane de oameni, nimeni nu știe, e o șerpăraie, o gândăcăraie de asta umană, li s-a spus, pa, cărați-vă. Și oamenii ăia au plecat în convoaie de milioane, îi filmau din elicoptere cum se deplasau către cășile lor, de unde erau ei, din Curu, Pradesh, nu știu care, sau așa, și se duceau sărăcuții pe marginea șoselelor,
erau intangibili pentru că lumea era îngrozită că sunt infectați pentru că au plecat din orașe. În orașe era mai degrabă... Bună seara și bine m-am găsit, Gabriela. Vezi, din nou, pac, mi-a fugit ochiul. În orașe erau focarele de infecție, nu i-a ajutat nimeni și s-au organizat civilii, societatea civilă, s-au organizat să le ducă apă, să le ducă medicamente, să le ducă mâncare. Pentru că nu i-a ajutat nici dracu, ăsta e statul indian. Deci chiar suntem, ne-am născut într-o țară mișto. Aveam acest dubiu, iată, dubiul ăsta ar fi trebuit să, trebuie să dispară în momentul în care citești ce s-a întâmplat acolo. Și cred că în momentul în care tu ca om sensibil, educat, care faci parte de totuși dintr-o elită, cum este Arundhati Roy, cu acces la limba engleză vorbită natural, cu acces la educația pe care a primit-o ea, când vezi chestiile astea, te poți zgudui, v-au zgudui pe voi cartea, da? Păi să le trăiești, să citești ziarul, să deschizi ziarul, bang! Deschizi ziarul și afli niște orori. Sau ți se comunică ce se întâmplă cu comuniștii din nu știu ce păduri, unde sunt, care sunt practic omorâți cu macetele de către ăștia din guvernanți. Cum li se nivelează moscheele de sute de ani ale mugalilor. Adică, băi, sunt niște îngrozitoreni care se întâmplă acolo. Probabil că femeia asta le știe. Și cum, ce faci în momentul ăla când știi? Adică închizi ochii și zici, da, frate, hai că emigrez în UK și îmi văd de viața mea. Nu, ea e parte din acea microcategorie de oameni care stau să se bată parte în parte și bine a făcut. Pentru că ea acum, din ce înțeleg, este pe o listă neagră, adică dacă n-ar fi protejată de toată faima ei și de premii și de faptul că este fellowship de nu știu care, prezentă într-o fel de organizații, probabil îi luau gâtul de mult acestei. Riscă să devină varianta feminină a lui Salman Rushdie, basically. Da. Cam pe acolo e. Adică este o persoană non grata, dar pe care ăștia o țin așa, adică hai mă să o lăsăm că... Și ea rămâne și stă acolo și se bate parte în parte cu ei. Ceea ce e tare, dar are și pe unde, are canale, știi? Să poată să-și exprime părerea. Mi se pare foarte tare că realitățile astea încep să devină sursă de inspirație pentru literatură și adevărurile pe care până acum le aruncam în cârca presei, adică e treaba presei să scoată la suprafață genul ăsta de topics și dezbateri și whatever, începe să intre și în lumea literară și transformă practic scriitorul într-o voce și într-o... îi dă statutul ăsta dincolo de formator de opinie. Îmi vine în cap acum și Ahmet Altan la turci, care are situație și despre care noi am mai povestit. Sau Marin Preda, adică hai să ne uităm la celălalt dintre pământeni. A zis și el, sărăcuțul, uite frate ce se întâmpla în noi. Marin Preda și uite, m-am întors acum în timp ce tu vorbeai, că mi-a mai venit în minte o carte pe care tot așa am citit-o de curând și m-a lăsat așa cu un sentiment de love-hate. Mai mult hate decât love, pentru că spre deosebire de Arundhati Roy, care reușește să pună pe tapet discuția asta și tema asta într-o notă extrem de duioasă și extrem de caldă și extrem de abordabilă și accesibilă. Adică inclusiv episodul ăla grotesc despre care vorbea Adina mai devreme cu omul limonadă oranjadă și cu... și moartea în sine și gestul, adică iar îmi vine în cap o scenă cu unchiul, iar am uitat cum îl cheamă, cum n-ai bal cheamă pe unchi, mă? Ciaco. Care, ca să-i facă în ciudă lui soră, se așeza la masă când îi veneau ăstea musafiri și își scobea bătăturile și infecțiile și abcesele și... Păi nici măcar n-am simțit vreun strop de dezgust sau ceva. E, în schimb, avem această carte care se cheamă Fata care nu se putea opri din mers, despre care mi-a fost foarte greu să vorbesc multă vreme. Am tot vorbit cu fetele când ne-am mai întâlnit și le-am zis, băi, e cartea asta, nu știu ce naiba e cu ea, că nu mă prind, nu-mi dau seama de unde s-o aveți. Samaria Zbeck o cheamă pe tot o scriitoare.
o scriitoare, jurnalistă, scriitoare, activistă pentru drepturile omului din Siria și care este povestea unui personaj, a unei fete, a unei tinere, adolescente, basically, care trăiește ororile războiului din aceeași poziție a intangibilei, că de asta mi-a venit în cap paralela, în care aproape că moare pentru că religia nu le permite cadrelor medicale să o atingă și să-i acorde primul ajutor în urma unui atac cu, mă rog, din astea chimice, care o lasă cu niște arsuri și cu niște chestii foarte, foarte nasoale. Mă rog, soluția pe care o alege Samaria Zbeck este cu totul alta decât privește oroarea tot din ochiul unui copil, doar că nu e vorba de niște copii atât de mici ca cei din Dumnezeul Lucrurilor Mărunte și complet lipsiți de capacitatea complet lipsiți de responsabilitate, dacă vrei, prin prisma vârstei, dar este tot un copil, tot irresponsabil, tot complet lipsit de capacitate de decizie din cauza unui handicap, din cauza unei întârzieri de dezvoltare mentală. Adică suprapune genul ăsta de soluție peste o oroare pe care o face și mai oribilă, dacă poate să existe termen de comparație în structura asta. Ce vreau să zic este că mi se pare... Nu știu cum mi se pare, că n-am un cuvânt pentru asta, dar nu pot să nu remarc faptul că temele astea mari, again, cum ziceam mai devreme, încep să-și găsească loc, să-și găsească supape într-un spațiu atât de... Nu vreau să folosesc un adjectiv, pentru că sigur o să fie unul nepotrivit. Cum e literatura. O să mă duc iar în altă marotă de ale mele și o să zic că mă enervează ăștia care zic că literatura e o prostie și o pierdere de vreme. Nouă ne place non-ficțiunea, că așa zic oamenii, știi? Facem diferența între non-ficțiune și literatură. Which is stupid, totul e literatură, doar că asta e mult mai bună. Se numește ficțiune și scoate la suprafață din astea. Sau uite cum ne zice Ioana aici de patru la ginilor. Tot indian că e autoarea, da, și ororile sunt expuse tot prin ochii copiilor, o carte emoționantă și bine scrisă pe care, de asemenea, am avut-o la, am avut-o într-unul dintre book club-uri. Și da, despre asta cred că mi-ar plăcea să vorbim un pic, despre rolul scriitorului dincolo de ăsta evident care îl... obligă sau îl califică să pună imaginația în cuvinte. Pentru că nu pune doar imaginație în cuvinte, pune teme grele în cuvinte. Cum ne raportăm la asta? Eu m-am gândit foarte mult la chestia asta și mi-a venit în minte și discuția pe care am avut-o la un moment dat cu Lorena și la faptul că ei place să citească non-ficțiune. Și... cu toții am citit și cărți de non-ficțiune și ficțiune și na, putem să facem diferența și să alegem ce ne place și este perfect echitabil oricum ar fi. Doar că nu pot să nu mă gândesc la o autoare cum este Arundhati Roy sau la o carte din asta, cum este Dumnezeul Lucrurilor Mărunte, și să nu simt în mine efectiv adevărul care răzbate prin frumusețea cuvintelor ei și care are capacitatea să te facă să te uiți înăuntru tău și să vezi lucrurile așa cum sunt, nu cum ți-ar plăcea ție să fie și să simți că ficțiunea cumva este mult mai bogată prin ceea ce ți-aduce decât non-ficțiunea. Asta este părerea mea, așa o simt eu atunci când citesc. Adică o poveste bine gândită, cu personaje foarte mișto construite, cu o poveste, cu istorie, cu familie, cu... lucruri râte care se întâmplă în familia aia, toate transpuse atât de mișto, au puterea asta fantastică să te facă să te uiți înăuntru și să simți mult mai intens și povestea și să ajungă la tine. Adică mesajele sunt mult mai multe de multe ori așa, prin ficțiune decât prin non-ficțiune, în ceea ce mă privește. E foarte puternică o astfel de poveste. Citită așa și văzută așa și
Dacă ți-am răspuns cumva la întrebare. Da, mi-ai răspuns. Bine, puteai să spui sunt de acord și... Am înțeles, data viitoare tot cum vreau eu să răspund. Da, nu ficțiunea, într-adevăr, îți dă numere mari. Totdeauna de la asta plecăm, nu? Avem face cu un război. Vorbim despre victimele din Bosnia. Normal că te apuci și vorbești despre că au murit 477.000 de oameni și s-a întâmplat nu știu ce. Presa transformă treaba asta, o duce mai aproape, ca tocmai tu să ai cât de cât empatie cu ce se întâmplă acolo, să înțelegi un pic care este problema pe care o întâmpină populația aflată în situațiile astea. Dar uite, după cum s-a văzut și în povestea cu Ucraina, dacă la început ți arătau cazuri, veneau omuleții, treceau granița cu copiii, femeile cu copiii și te uitai la ei și era așa și înțelegeai povestea și venea de nu știu unde și încercai să afli niște detalii despre viața lor dinainte de izbucnirea conflictului, după aceea s-a ajuns la analize, la chestii de-astea politice, care se fac, se trage așa camera undeva foarte sus și se uită de sus la ce se întâmplă. Normal că îți pierzi umanitatea, pentru că tu ești acum expus unei chestii, adică ca și cum te-ai uitat printr-un microscop la niște vermuși care stau și se circulă pe acolo prin băltocica pusă la tine pe lamelă. Cam asta e rolul, într-adevăr, al literaturii, să-ți extragă un ceva, o poveste și să o ducă mai departe. Să ne uităm la Lord of the Rings. Lord of the Rings este un, ai putea spune, o carte pentru copii, Stăpânul Inelelor, da? Bun, Stăpânul Inelelor nu este o carte pentru copii, adică este o carte pentru copii dacă tu vrei să-i citești sau să-i dai copilului tău de 14 ani sau 16 ani să citească această carte, el o va citi și va zice, eu am văzut roboți, acum sunt pe alte șmecherii, nu mă uit eu la niște hobbiți cu picioare păroase. Dar, de fapt, acolo este vorba despre prietenie, despre ororile războiului din nou, despre faptul că tu ești târât din pacea ta și ajungi să înfrunți marele rău. Este toată povestea lui Tolkien băgat în primul război mondial, unde au murit cam toți prietenii, din ce am înțeles eu. Adică a fost secerat totul, toată lumea a fost spartă și ucisă în jurul lui. Da, deci cumva tind să cred că toată zona asta de ficțiune, de fapt, nu prea e ficțiune, nici măcar când vorbim despre Dune. Deci dacă vorbim despre Dune, unde tocmai propusesem lui Lee White, frate, să atacăm și SF-ul. SF-urile sunt, de fapt, povești ale noastre, sunt tot speranțele noastre, sunt tot imaginate de noi, sunt tot venite din ficțiune, din non-ficțiune, pardon. Totul este... Ai cucerit pe gel, iată că și-a deschis camera, dă din cap, da. Deci gelul se bagă la SF-uri, gata. Deci avem mai și pe Sânziana făcând același lucru, că... I know my people. Da, deci să băgăm SF-uri, da. Da. E foarte important, adică, într-adevăr, sunt unii oameni care tind ceea ce mă deranjează pe mine cel mai tare la bucata de când mergi, să zicem, cu literatura română, te duci să-ți prezinți cartea unui public la noi în țară, da? Bineînțeles, n-am ajuns în altă parte, deci totuși pot să-ți vorbesc doar despre la noi în țară. Și te întreabă, dar mama ta era cea din Să nu râzi? Adică tu încerci de fapt să găsești niște conexiuni tip revista Ciao. Ce-ți pasă? Tu ai primit o poveste. Povestea nu înseamnă că tu trebuie să stai acum să te gândești dacă în Te iubesc, dar nu pe tine personajul era cu adevărat bătut de către așa și dacă eu sunt aia bătută de prietenul meu și ce mi se întâmplă. Vezi la Arundhati Roy? Sau la faptul că ai de-a face cu scriitori din altă parte, din alt continent, care poate să fie și de pe Marte, din punctul nostru de vedere, că așa de departe sunt de noi, nu-ți mai pui problema acestor lucruri mărunte, care nu ar trebui să ne intereseze, ci ajungi la delicatețea asta a limbajului, la metafore, exact lucrurile pe care noi, ca scriitori, le vrem să trimitem o poveste ambalată într-un anumit fel. Contează extraordinar de tare totul. Cum pui cuvintele alea? Nu să fie o poveste simplă în care eu m-am recunoscut. Asta am citit de foarte multe ori la oameni care spuneau nu-mi place povestea respectivă pentru că asta e vulgară și eu nu mă recunosc.
Băi, omule, deci nu trebuie să-ți placă Henry Miller pentru că este vulgar sau el nu știu ce făcea, babardea femeile într-un anumit fel sau personajele alea erau foarte dubioase, să zice, promiscue. Ci, de fapt, trebuie să te uiți la ce îți servește. Deschiderea asta prin care construcția de care ziceai tu, Adina, pe care fiecare dintre scriitori ar trebui să o aibă, sau formația de arhitect. Pentru că tu construiești ceva cu cuvinte, construiești niște expresii, ești expresivitatea asta, cărămizile astea pe care tu le pui în poveștile aia, e super importantă. Și nimeni nu vorbește despre ea când e vorba de noi. Pentru că raportarea, vezi, e principiul proximității, tot ăsta din jurnalism, că vorbim și despre asta. Cu cât e mai aproape de mine, cu cât interesul e de altă natură, știi? În momentul în care și nouă ne place Henry Miller, Alina. Da, ne place. Pot și eu mă să mă uit în dreapta la chat, cum faci tu, și să fiu complet pe lângă subiect. Cu cât se întâmplă zoom-out-ul ăsta de care vorbeai tu și cu cât te îndepărtezi mai mult de spațiul pe care ți-l servește literatura, cumva reușești și tu oarecum să te obiectivezi în relație cu ea și să nu te mai întrebe pe tine Raluca, bă, Raluca, aia era maică ta, sau pe arundat iroi, auzi, doamnă, dumneata ți-ai tras-o cu băiatul ăsta, era frate tu. Da, sau știi? Deja încep să te întrebi, băi, ce schimbare se produce în sânul familiei ăsteia? Adică întrebările nu mai țin de personaj și de structura narrativă, ci de niște spații mai profunde. De niște spații care justifică cumva și constructul ăsta de care vorbeai tu, arhitectural, dacă vrei, la nivelul cuvântului, pentru că te obligă să nu te uiți doar la poveste. Te obligă să te uiți la toate lucrurile care pun povestea asta pe tapet, care pun povestea asta relevantă. Ne-am uitat la Eurovision, eu nu m-am uitat, recunosc, am văzut doar așa. Dar uite, sunt cântece de dragoste. De ce unele cântece de dragoste sunt atât de miștoși, ajung la tine, și unele sunt niște vome? Pentru că, exact ca la cărți, temele sunt universale. Temele aici sunt absolut universale, chiar dacă este vorba de iubire, de frustrare, de respingere, de Julietă și Capuleții și Montagu de India. Sunt aceleași teme. Sunt practic niște teme foarte mari care totuși ajung să te atingă foarte tare, chiar dacă tu nu cunoști ecosistemul lor de acolo, geopolitica lor, ce dracului fac ei acolo și toată zona de caste, te atinge pentru că sunt niște povești umane cu un suflet pe care îți atingi sufletul în același fel cum le-ar atinge unei audiențe din Marea Britanie sau unei audiențe din Japonia, sau e același lucru, înțelegi, totul e de fapt însă de vorbă, cât de frumos, cât de poetic, exact, cât de suplu, cât de... Da, pentru că... Și cât de destupați ne dovedim noi în raport cu lucrurile astea. O scurtă paranteză, Adina, și mă întorc la tine, pentru că mie mi se pare foarte mișto faptul că din ce în ce mai mulți cititori români încep să se îndrepte și spre genul ăsta de literaturi și de lumi mai puțin familiare pentru noi. Uite, avem aici, o avem pe Camelia, care e pasionată de Coreea și de literatura coreană. O avem pe Diana, care e pasionată de Turcia și cu siguranță și de literatura turcă, sunt sigură. Și faptul că descoperim de fiecare dată bijuteriile astea acolo unde am ignorat să le căutăm, chiar și asta ne conectează la nivel, la nivel cotidian și ne face mai... nu știu, poate ne duce în zona asta de globalizare despre care vorbim atâta. Zi, Adina, iartă-mă, dar mi-am adus aminte de... Le-am văzut aici cum o cheamă? Cum te cheamă, mă? Camelia și Diana. Zi, Adina. Ideea pe care voiam eu să o transmit este, și acum avem Dumnezeu lucrurilor mărunte,
În cartea asta nu se vorbește despre lucruri mărunte, se vorbește despre lucruri mari și temele sunt mari. Abuzul este prezent în toate formele aici, emoțional și politic, și social și cum am mai zis. Și ce încerc eu foarte tare să transmit este că atunci când îți iei rolul serios în mână și scrii o carte și îți pasă, și aici o să mă refer la ea și la cum am cunoscut-o pe ea prin interviuri și cum am mai citit, mi se pare că poți să dăruiești lumii atât de multă informație într-un fel atât de minunat, adică cartea asta chiar trebuie să o citiți pentru că este chiar super mișto și o să vă placă fiecăruia dintre voi care n-ați citit-o. Și în momentul în care ajunge la voi, vă veți da seama că este o carte memorabilă cumva și atunci când vorbești despre lucruri importante, cred că asta este important, să fie memorabilă și să iei în mână toate uneltele pe care știi că te poți baza și prin care poți să transmiți exact mesajul și sensul și ce este important. Asta era ideea. Nu este nimic mărunt, este atât de important și când lucrurile importante sunt transmise memorabil, ajung la tine și poți să înveți mai multe și despre istoria acelei țări, poți să înveți mai multe și despre neajunsurile ei, poți să te uiți în tine și să-ți dai seama că și în tine sunt unele lucruri și nu e că despre a te identifica sau a nu te identifica. E pur și simplu despre a fi realist și a cunoaște mai mult din tine, din ăla de lângă tine, dintr-o țară care este pe globul ăsta pe care trăiești și tu, despre lucrurile care nu sunt în regulă la tine, pentru că ce se întâmplă în carte, aia se întâmplă și la noi. Se întâmplă și în casele noastre câteodată, se întâmplă și în satele vecine și în orașe și peste tot. Și atunci, întorcându-mă, când mesajul este atât de bine transmis, el devine memorabil și rămâne acolo bine. N-ai cum să uiți și mai vrei și mai cauți și vrei și mai tot vrei așa și... Asta voiam să transmit, de fapt. Doamne ajută, mulțumesc! Am transmis. Doamne ajută la lucruri mărunte la toată lumea. Da. Uite, pentru că tot am menționat-o pe Cami mai devreme. Lui Cami nu-i place la întâlnirile online, să știți. A venit așa, împinsă de la spate, dar dacă tot a venit, zic să o pedepsim, că a început cartea și a și scris pe Facebook despre ea astăzi și practic am toate motivele să-i dau cuvântul. Eu am citit doar jumate, dar am citit într-o zi jumătate, deci sunt sigură că voi termina foarte repede, că mie la fel ca și voi m-a cucerit. Și a fost momentul ăla că, da, deci scrie atât de bine. Este absolut, deci descrierile ei și sunt așa, exact ce ziceai păi, atât de suave și atât de... Deci cred că aș fi subliniat 10 de mici descrieri, de mici, nu știu, mi-aduc aminte și vreau să vă spun de ăla din când se duce cel mic la baie și își construiește el acea structură, cum să poată să facă el, să se ducă să facă pișul și pe aceea le pune pe toate și le salută. Adică în momentul ăla când le salută, deci am rămas așa cu cartea în mână și cred că am recitit de câteva ori. Și eram așa, era atât de frumos momentul ăla, adică exact asta, apropo de lucrurile mărunte, adică aprecierea că, uite, m-ați ajutat să fac asta. Și ce era, o mătură strâmbă, o sticlă și nu mai știu ce. Două cutii metalice, da. Exact, da. Adică a fost atât de frumos sau, nu mai știu, mi-am notat eu... o chestie care mi-a plăcut foarte tare cu casele. Când, exact în primele, mai zici și tu, deci de la primul capitol deja, prima pagină vreau să subliniez, dar a fost un lucru care mi-a... Poftim? Eram doar de acord. Era momentul ăla când trece ea prin sat și zice, dincolo de casele mai vechi, pline de resentimente, înverzite de invidie, chircindu-se pe aleile private, printre arborii particulari de cauciuc, fiecare dintre ele, un domeniu în derivă cu o istorie personală. Adică mi-a plăcut atât de mult asta și nu are doar acolo, adică fiecare element din carte, adică lucru, este foarte personal.
Adică are o personalitate a lui și spune o poveste. Chiar dacă este un obiect, acel obiect are poveste în carte. Adică e un personaj în sine. Și cel puțin pe mine mi-a plăcut foarte tare partea asta. Atât, e ok? Acum îmi dau seama, în timp ce te ascultam, Camille, cred că este una dintre întâlnirile noastre în care am făcut cele mai multe referințe concrete la chestii de detaliu dintr-o carte. Adică nu cred că ne-am oprit vreodată la vreo carte în felul ăsta cu a, dar și detaliul ăla mic, mic, când s-a urcat el pe două lăs să facă pișu și după aia l-a pus la loc și a zis înclină-te. Sau, a, și ăla când l-a împins baba în noroi și a zis, m-a atins și ceva, a, și ăla cu... Știi? Adică de obicei nu avem tendința asta să ne oprim la lucrurile mărunte. Din potrivă, avem tendința mai degrabă să abordăm o perspectivă mai largă și să... Uneori nici n-apucăm să vorbim despre subiectul cărții, că ne ducem în vai de noi unde ne duce discuția și unde ne duce gândul. Dar la asta... Tocmai cred că e încă o dovadă a artei pe care o face, pe care o are Roy, a reușit să ne agațe cu toate lucrurile mărunte din carte. Să știți că Raluca mi-a scris în privat că ea trebuie să plece la și 25. Stai mă liniștită că la și 30 terminăm cu totul. Asta e tot. la și jumate ne vedem de treabă. Vă rog să vă citesc ceva mic, mic, trei rânduri, atât, că sunt reprezentative pentru... Și aerul fu plin de gânduri și lucruri de spus, dar în momente ca acesta ajung să fie spuse doar lucrurile mărunte, lucrurile mari, dacă înăuntru nespuse. Și asta este repetată de vreo două, trei ori în carte și, na, e mișto tare. Adică și eu mi-am notat foarte multe lucruri cu Amelia, foarte multe, adică e roșu peste tot în cartea mea, dar dacă am stat să... Vă provoc să facem o chestie pe grup, o să deschid o postare în care fiecare dintre noi să scrie acel lucru mărunt cu care a rămas din carte și să umplem de desubt, să facem postare. Sau femeile 400 de citate scoase. Fiecare o să vină cu cartea. Și să nu se grăbească. Să nu se grăbească, că poate scrie altcineva înainte și atunci nu mai e nevoie. Poate să aleagă altceva. A dat, se strigă, da. Bingo, s-a strigat bingo și nu se mai poate. Da. Nu, dar acum, serios, chiar este una dintre cărțile în care simți să te oprești, dar nu să te oprești încurcat, știi? Să te oprești vrăjit, fascinat, știi? E mesmerizant, așa, știi? Și te oprești o secvență de asta și stai ca prostul, faci slow reading, cum îmi place mie să zic, stai așa cât o jumătate de zi și te întrebi, bă, dar cum a putut să-i vină în cap una ca asta, frate? Cum a putut să se gândească la asta? Cum? Există explicații. Știi că Vonnegut spunea chestia asta despre genii că aveau un radio și le transmite extraterestri informație. Da. Erau personajele care au venit să locuiască cu ea acasă, îi dictau, era totul, era treaba făcută. Cum scria despre broaștele alea galbene din curtea părăsită, pe care nu mai îngrijea Baby Kojama sau cum o chema mătușa sa, că frumoasele broaște urâte și după aceea începea să le descrie. Frumoasele broaște urâte și tot avea chestii din astea așa super, mi se pare că scrie smart, scrie scump, scrie mișto. Și scrie după niște reguli proprii, adică foarte multe dintre lucrurile pe care le pune aici, le pune cu un curaj din ăsta nebun, e inovativă, e o doare la bască, frate, ce zice teoria literară, ce zice... Nu a vrut să scrie că copiii ăștia citeau de la coadă la cap, copiii ăștia citeau de la coadă la cap, aia e, la revedere, da? Da. Și tipa care a venit în vizită, prietena lui Baby, iar am uitat, Kojama sau cum o cheamă, mătușă-si,
că a fost călcată de mașina de lapte care dădea cu spatele, pentru că nu i-a convenit, știi? Deci genial, genial, pentru că nu i-a convenit că copiii vorbeau de la... I-a pedepsit, i-a dat o mașină că dădea de andoasele. Da, deci cum a fost asta? Amazing. Amazing, da. Da, uite, acum îmi dau seama că eu n-am subliniat nimic, dar... Pentru că te-a plăcut tot. Da, mă rog, am citit în niște condiții vitrege, trebuie să recunosc. Și subliniatul ar fi fost o provocare, dar, cum ai zis și tu, e genul de carte pe care nu doar că ai voie să o recitești, ești obligat să o recitești pentru că scoate apa adânci la suprafață. Cine n-a vorbit și vrea să mai vorbească? Eu am zis multe cuvinte astăzi. Sunt Ziana, unde ești? Ai citit, mă, cartea? Ce vrei, mă, să-mi faci? N-am citit cartea. N-ai citit. Bine, o să o citești. Ți-a plăcut discuția? O să o citești. Da. Am să o citesc categoric, a fost delicioasă discuția asta. Te bea aștept, ce să mai, nu mai am nevoie să fiu convins, m-ați convins toate. Și gata. Și gata. Și plec, că sunt în parcul de golă. E ceasul 2:10. Nu sunt în parc. Soțul meu și-a bușit spatele și stă ca un gândac cu picioarele. Oh, no. Și eu trebuie să fac toate oficiile de restul. dus copii. Nu compătimesc pe soțul tău, că tocmai am trecut printr-o experiență similară, da. Și din păcate știu ce înseamnă. Exact așa, exact are așa. O pățit, o rămas țeapă, na, asta e treaba, o să-i treacă. Apropo de, eu rămăsesem așa cu gândul la postarea pe care ai citit-o tu, cu, da, am zis, hai să nu intervin, să deviez iar discuția despre carte, despre istorie și femei. Am citit și eu o postare similară, dar nu știu dacă am citit aceeași postare, dar eu am rămas cu alte impresii din ce-a scris doamna aia acolo. Și o impresie cu care cumva rezonez, adică ideea de bază a textului, repet, nu știu dacă am citit aceeași postare, era despre felul în care se studiază istoria și la școală, care e un fel foarte neprietenos și cumva, na, oi fi eu prejudiced, așa, și narrow-minded și incorrectly, politically, dar mi se pare un soi de a preda istoria, nu știu, cu masculin, așa, că la școală înveți, nici mie nu mi-a plăcut istoria, never, și nu pentru că-s femei, ci pentru că poate pentru că-s femei, nu m-a pasionat mișcările de șah ale fronturilor pe harta Europei și alianțele politice, adică ăla s-a aliat cu ăla, care s-a aliat cu ăla și s-a mai mutat un pion pe tabla de șah, s-a mai mutat frontul la stânga sau la dreapta. Nu asta e istoria pe care ar trebui să o studiem, sau poate chestii și asta o bucată din ea, dar cumva mi se pare că da, lipsește partea asta feminină, să zicem, ce aduce autoarea asta, înțeleg eu, adică contextul, impactul social al unei măsuri politice, contextul social, da? Ce-a însemnat asta? Ce-a însemnat faptul că s-a mutat frontul de acolo, acolo și că țara aia a întors armele și nu mai este cu nemții și cu rușii? Ce-a însemnat asta efectiv, la vremea respectivă, în viața de zi cu zi a oamenilor din țara respectivă și de aiurea? Și care au fost consecințele pe viitor? Noi nu studiem în felul ăsta istoria și mi se pare că e timpul să o studiem și că, da, și că trebuie adăugată, știi? Eu cred că,
Eu cred că ție nu-ți pasă deloc de bugetul familiei mele, pentru că insiști să mă duc să-l sparg în farmacie pe de-astea care scad tensiune. Care sunt scumpe la naiba, să mor eu, medicamentele de inimă. Atâta mi-a trebuit să o bag pe Sânziana, în seamă că acum ne ducem la altă discuție. Ne ducem la școală, e, dacă... Du-te la Svetlana Alexievici, Sânziana. Așa, așa. Vreau să zic că nu cred că punem nici problema corect. Adică mie nu mi se pare că istoria se predă masculin. Dacă istoria s-ar fi predat masculin, ar fi fost școlile pline de bărbați olimpici la istorie. Da. Care se bat cu Mihai Viteazu parte în parte, care îți recită pactul de la whatever, de unde vrei tu, pe de rost, dacă îi trezești dimineața. Da, nu, hai să nu zicem masculin. Un fel foarte rigid, nu știu cum să zic, un fel foarte aiurea. Complet inadecvat. Da, sunt perfect de acord cu tine din punctul ăsta de vedere. Dar să pui problema, nu zic de tine, ci de postare respectivă, na, că m-ai întors și fierbe sângele în mine. Să pui problema că fetelor nu le place istoria pentru că sunt incapabile să o înțeleagă, mi se pare foarte greșit, pentru că într-adevăr sunt cărți ca asta, sau sunt cărți ca asta, sau sunt cărți ca, nu știu, ce am mai zis noi astăzi, Ahmet Altan sau... Da. Cu asta sunt perfect de acord, asta nu e o... Care pot să fie oricând o soluție, pot să fie oricând o alternativă, pot să fie oricând o raportare corectă la istorie, sunt, uite, ce ne zice Raluca, Svetlana Alexieva. Exact. Vonnegut, dacă vrei. Despre ce naiba mai vorbim? Salinger, toată... Tot s-au scris. Mai devreme sau mai... Anyway, deci toată lumea a băgat despre război, pentru că războiul este... S-a dus în această temă și avem la îndemână toate resursele. Dar cred că trebuie să începem să le folosim în favoarea noastră. Păi, da, iar literatura este... Na, este priceless din punctul ăsta de vedere, pentru că nu știu alții cum sunt, dar eu personal ce istorie știu datorită literaturii, de fapt. Pentru că, da, am citit o carte care m-a pasionat, m-a prins, m-a făcut să trăiesc epoca respectivă, am fost curioasă mai departe, am rămas cu gustul epocii respective, cu motivații... cum să zic, umane, din spate și cu consecințe ale războaielor sau, mă rog, lucrurilor care s-au întâmplat în istorie. Și mi se pare că rolul literaturii aici este... Deci, literatura este o resursă fantastică pentru asta. Este ceva fenomenal. Și are, da. Și are și această mare calitate de a putea să înlocuiască școala la nevoie. Exact. Ceea ce mi se pare că ne... poziționează iar într-o extrem de norocoasă vorba. Se face și 25 și Raluca trebuie să se ducă la ale ei. Se face și jumate și se termină. Voi și... când mai faceți de-astea recomandări de cărți? Sau cum faceți recomandări de cărți? Pe fiecare, doamne, Raluca, pe fiecare 1 și 15. Așa, te rog, spune, nu sunt atentă, nu mă obișnui. Pe grupul Reading is Cool the Challenge, de pe care faci, din care faci parte și dumneata. Da, mă, dar îi da șpagă ca să fac parte, să spunem drept. Da, a intrat pe sub mână, tu ești familiarizată că îți place tema comună. Sub mână am intrat. Cum funcționează lucrurile astea, exact. Da. Astăzi tocmai am anunțat următoarea carte din da, este o carte care se numește Raluca nu s-a culcat niciodată cu Tudor. Este o carte de debut. Păi, nu sunt deloc sigură de ce aș paria pe chestia asta. Așa. Mai rămâi puțin după ce și mai mult decât atât, Cristina Chira, care este autoarea cărții, a confirmat și întâlnirea cu noi peste 2 săptămâni. Următoarea carte o să fie pe 1 iunie, o să fie anunțată pe 1 iunie, pe 15 iunie, pe 1 iunie. Nu mă știu, SF, uite aici o grămadă de oameni, niciodată Raluca pierde semnalul. Raluca pierde semnalul. Intră în tunel, Raluca. Magă SF 2-10. Da,
De ce nu? Când ziceai că vii, am o discuție lungă. Pe 13, pa, pa, trebuie să plec. E o zi bună. Vă pup. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult tuturor. Pa, doamna Raluca, mulțumesc că ți-ai făcut timp. Pa, ce cu ea să zic cartea, pa, cu ea n-a apucat să citească cartea. Cred că e o idee foarte, foarte bună, Ioana, să ți-o pui în bagaj dacă n-ai terminat-o. Cred că e o idee foarte bună să o recomandați la rândul vostru tuturor oamenilor care știți că ar aprecia o carte bună. Vă pup, ce să zic. Haide. Pup, pa, să rămână pentru invitație. Mulțumim. Mulțumim pentru recomandare. Mulțumim, seara bună. Mai altă, ministri of nu știu ce. Pa, pa, pa. Pa. Da, pa. Pa, spor, have fun.